Deputatul PSD Mehedinți, Alin Chirilă, cunoscut drept un om implicat în comunitate și atent la nevoile cetățenilor, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare privitor la investiții și creșteri de venituri în 2022. Partidul Social Democrat a intrat la guvernare cu anumite condiții clare, precum creșterea cu 10% a pensiilor de la 1 ianuarie, creșterea pensiei minime de la 800 de lei la 1000 de lei, acordarea unui ajutor de 1200 de lei pentru toți pensionarii care au pensii sub 1600 de lei, precum și creșterea salariului minim la 2550 de lei, dar și creșterea alocațiilor pentru copii între 0 și 2 ani la 600 de lei, iar pentru cei între 2 și 18 ani la 243 de lei. Toate aceste creșteri vin pe fondul unei inflații galopante din anul 2021 sub conducerea unui guvern de centru-dreapta format din PNL, USR, UDMR, care a reușit contraperformanța de a prăbuși nivelul de trai al românilor în numai 9 luni de guvernare. Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți, a transmis un mesaj pe pagina sa de socializare. Când criticam fostele guverne de dreapta că au înghețat veniturile românilor, ni se răspundea că trebuie să ia bani de la oameni ca să fie pentru investiții, că nu se pot amândouă, ori una, ori alta. Ei bine, proiectul de buget pentru anul 2020 și doi ne arată că se poate. Partidul Social Democrat a prevăzut bani în buget pentru toate cele trei obiective majore pe care și le-a propus pentru următorul an. Creșterea veniturilor pentru jumătate din populație și protejarea categoriilor vulnerabile, cel mai mare buget de investiții cu un plus de 20% la infrastructura de transport, precum și creșterea bugetului sănătății cu peste 7% pentru combaterea pandemiei și dezvoltarea sistemului sanitar, a transmis Alin Chirilă, deputatul PSD Mehedinți.